Ancheta penală în cazul lui Gabriel Oprea este blocată prin votul senatorilor care au făcut zid luni în jurul acestuia. Direcția Națională Anticorupție arată că respingerea de către Senat a cererii de începerea urmăririi penale în cazul lui Oprea face imposibilă stabilirea răspunderii penale a fostului ministru de interne pentru moartea polițistului Bogdan Gigina. După ce rezultatul votului din Senat a fost făcut public, președintele Claus Iohannis s-a declarat profund dezamăgit, potrivit purtătorului de cuvânt al șefului statului Madalina Provolski, șeful statului subliniază că politicienii care blochează actul de justiție nu se vor bucura niciodată de respectul și încrederea cetățenilor. Vinovăția sau nevinovăția unui om nu este stabilită de un vot în plen, ci de o instanță de judecată, a subliniat Dobrovolski. Carmen Gigină, mama polițistului care a murit în accident, a comentat dururilorile lorile de poziție părtinitoare ale unor senatori care au simțit nevoia să-i găsească circumstanțe atenuante fostului șef de la interne, scuze și chiar să-l absolve de orice răspundere morală pe motiv că acesta ar fi stat cu minte pe bancheta din spate a mașinii. Ea a declarat, cităm, cel care fură o găină este hoț, este supus legilor acestei țări și închis, iar cel care stă cu minte pe bancheta din spate a mașinii, nefăcându-se vinovat de nimic, trăiește frumos văzându-și liniști de viață. Senatorii au respins luni cererea Procurorului General de încuvințarea începerii urmăririi penale pentru ucidere din culpă a fostului ministru de interne Gabriel Loprea cu 73 de voturi contra, 45 pentru și Oprea a susținut că nu poate fi acuzat de uciderea din culpă pentru cât nu conducea mașina în care se afla, iar cauza morții polițistului au fost gropile de pe traseu.